Jandarmeria română reacționează și pe internet, după ce zile în șir a fost acuzată că a acționat exagerat în cazul protestului din 10 august. Acum, reprezentanții instituției au postat un filmuleț pe pagina de socializare în care au arătat succesiunea evenimentelor prin care își justifică intervenția. Totul ar fi început la ora 16 și 21 de minute, când mai mulți protestatari au încercat să blocheze bulevardul Kiselev. Tot atunci, manifestanții voiau să pătrundă în curtea guvernului. Forțele de ordine au intervenit pentru deblocarea străzii și reluarea circulației rutiere. În urma manevrelor de restabilire a protestului paștic, mai mulți protestatari au aruncat cu obiecte contondente în cordonul de jandarmi. Presiunea asupra forțelor de ordine a continuat toată seara, motiv pentru care la ora 20.30 de minute, jandarmeria a postat pe pagina de Facebook un apel la calm și o avertizare pentru mame și copii. Rugăm protestatarii de bună credință să se delimiteze de aceste grupuri și să nu sprijine în niciun fel acțiunile lor violente. De asemenea, îi rugăm pe oamenii care protestează pașnic să nu intre în conflict cu aceste persoane. Repetăm apelul nostru la calm și recomandăm femeilor și persoanelor însoțite de copii să se retragă din zona în care au loc violențe, au notat reprezentanții jandarmeriei pe Facebook în seara de 10 august. Doar că violențele nu s-au oprit acolo. În filmulețul postat pe pagina de socializare a instituției se vede cum la ora 22 protestatarii au devenit tot mai violenți și chiar au început să arunce cu cocktailuri molotov înspre jandarmi. Războiul a continuat până târziu după ora 1 dimineața, când protestatarii au început să se retragă. Pentru a-și justifica acțiunea, jandarmeria a postat ulterior un film în care prezintă modul de acțiune a forțelor de ordine la proteste violente din alte țări. Statele luate, drept exemplu, sunt Belgia, Franța, Austria, Germania, Spania și SUA. Între timp, tot mai mulți protestatari depun plângeri la parchetul militar. Având în vedere numărul mare de solicitări. procurorii au decis să prelungească termenul de depunere până luni. Pe perioada weekendului, cei care vor dori să se prezinte în fața procurorilor vor putea să o facă între orele 9 și 14. Până în prezent, la Dosarul violențelor din 10 august a fost depuse peste 200 de plângeri penale și au fost audiate peste 90 de persoane.